Dragi prieteni, vă salutăm din nou cu această ocazie și vă spunem un bun venit la momentele de studiu al Scripturii. Pentru următoarea perioadă de timp pe care o traversăm, vom avea un nou ciclu de studii. De data aceasta vom studia Evanghelia după Marcu. Cred că vom fi uimiți de multele adevăruri pe care le descoperim în această carte, deși se pare că este cea mai mică dintre Evanghelii, dar totuși este foarte bogată și cred că ne va fi de mare folos dacă ne vom apleca cu multă stăruință și perseverență în înțelegerea acestei Evanghelii. Pentru ocazia de astăzi avem 3 invitați cu care vom face debutul în această Evanghelie. Vreau să spun un bun venit fratelui Virginel Marin, un bun venit fratelui pastor Adrian Ștefăniță și un bun venit fratelui Cristi Rarinca. Dragii mei, când privim la Evanghelia după Marcu și ne aplicăm asupra ei, ce va impresiona sau ce ne va impresiona din această Evanghelie? Ca o vedere de ansamblu, câteva cuvinte legate de Evanghelia după Marcu, despre mesajul ei, despre destinatarii acestei Evanghelii și alte lucruri pe care le-ați așa ales pentru debutul acestei întâlniri. Vă rog. Sunt 4 evanghelii la Noul Testament și cea mai scurtă, cum spuneați, dintre ele este a lui Marcu. Interesant, ele sunt numite Evanghelia după, adică versiunea lui. Exact. Da. Adevărul este același, doar că este prezentat din perspectiva fiecărui scriitor. Despre Marcu probabil vom vorbi puțin mai în detaliu în cadrul acestui prim studiu din noul trimestru. Pare un personaj cel puțin pentru un anumit moment puțin controversat, dar care în final este folosit într-un mod extraordinar de Dumnezeu pentru lucrarea din vremea respectivă, dar nu doar pentru atunci, pentru că noi astăzi avem această Evanghelie. Mulți consideră că e prima dintre cele 4 evanghelii scrise și că ar fi fost cunoscută de ceilalți evangheliști, de Matei, apoi de Luca, care n-a fost un evanghelist, dar un apropiat al evangheliștilor, și de Ioan, când au scris versiunile lor ale evanghelilor. Marcu este destul de succint și concret în abordarea lui. Redă informațiile foarte specific. Luca, care este cel care a scris Evanghelia după Luca, este mult mai minuțios, mai detaliat, ca o lucrare de cercetare. Această Evanghelie are ca public țintă, nu cum avea Matei, îi avea pe iudei în atenție și să-i convingă că Iisus este Mesia, vine pe spița de neam al lui Iuda și al lui David, ci neamurile. Vreau să accentuez lucrul acesta și apoi să-i las și pe colegii mei. E foarte interesant să poți vedea Evanghelia din mai multe unghiuri, pentru că fiecare atunci când redă, prezintă din modul în care el a înțeles lucrurile povestite de martor ocular sau perspectiva lui, chiar și din perspectiva experienței pe care a avut-o. Așa este. Mulțumesc. Și alte gânduri? În centrul cărții lui Marcu, persoana principală pe care vom studia este vorba despre personalitatea Domnului Iisus Hristos. Cartea lui Marcu am putea să o împărțim în două etape și în primul rând, prima etapă, de la capitolul 1 până la capitolul 8, da, tratează o întrebare și anume ne vorbește despre cine este Domnul Iisus Hristos. Și anume, lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ, implicarea sa în ajutorarea neamului omenesc și a oamenilor în suferință, da, apoi Domnul Hristos vine și la așteptarea poporului evreu și acela de a avea un eliberator, un mântuitor. Așa. Și partea a doua a cărții lui Marcu ne vorbește despre încotro se îndreaptă Iisus. De fapt, care este chemarea sa și pentru ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ. Și anume ne vorbește despre problema crucificării, drumul cel mai greu, pe care mulți dintre poporul evrei și dintre cei care erau atunci nu l-au înțeles. Așa este. Când vorbim despre, când Evanghelia găsim Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Iisus, Fiul omului, Mesia,
câteva cuvinte la de ce îl prezintă Marcu în felul acesta, ca fiul lui Dumnezeu, ca fiul al omului, ca Mesia, înseamnă că e ceva aici. Ne-ați putea ajuta? La ce se referă? Când spune fiul lui Dumnezeu, la ce face referință Marcu? Marcu, pot răspunde pe întrebarea care a spus-o, dar ca să continui ce a spus fratele Cristi, el a fost pune copleșit de faptele Mântuitorului, în primul rând. Asta l-a îndemnat să scrie și ritmul în care scrie. Da. Folosește anumite particularități ale lui, expresii, imediat, de îndată, sau Domnul Hristos a retras într-un loc liniștit, folosește foarte multe expresii în acestea care arată ceva la Domnul Hristos. Da, mulțumesc. De întrebarea ce semnificație au expresiile fiul omului și fiul lui Dumnezeu, Marcu vorbește despre natura umană, așa, dar și despre natura divină. De-a lungul timpului au existat înțelegeri, ele sunt numite erezii sau distorsionări, fie n-a fost înțeleasă pe deplin natura umană și unii spuneau că n-a fost cu adevărat om. Dar el n-a suferit ca noi oameni, nu știe ce înseamnă să fii om, să fii încercat, exact, să fii ispitit. Chiar unii spuneau că a fost un fel de întrupare, a fost un fel de aparență. N-a fost o întrupare autentică. Alții mergeau în linia cealaltă, negând de divinitatea Domnului Hristos. Dar ceea ce prezintă Marcu clar este, sunt episoade, momente în care se vede clar că el este un om. Așa. Un om care are momente de tristețe, de încercare, de frământare, dar în același timp nu este doar un om, ci el este Dumnezeu în natura lui. Cele două expresii, expresia de fiul omului și fiul lui Dumnezeu, spun că are natură umană, exact, ca să rezumăm, și natură divină. E unic. Așa este. N-a mai fost nimeni în univers și nu va fi care să fie și om pe deplin și Dumnezeu pe deplin. Da. Și sunt evenimente care atestă lucrul acesta. De exemplu, puterea de a ierta păcatele. Spune cine este și el a demonstrat că este Fiul lui Dumnezeu, puterea de a ierta păcatele. După aceea, puterea asupra demonilor, asupra forțelor naturii. Sunt elemente care arată. Ucenicii scoteau în numele lui Dumnezeu, dar să scoți în numele tău. Păi tocmai, aici e arată diferit. Divinitatea lui Sfântă, da. Iar ca fiul omului, unul spune, a fost ispitit, batjocorit, disprețuit de oameni, dar cu toate acestea a fost și Mesia, adică salvatorul, cel care îi zbăvește. Contrar concepției populare care a dat ce privire la Mesia, el a demonstrat, potrivit profețiilor Vechiului Testament, că este adevăratul Mesia, eliberator, nu doar din robia aceasta trecătoare pământească, ci din robia păcatului. Primul studiu se intitulează Începutul Evangheliei. Foarte frumoasă această introducere. Începutul Evangheliei. Când zicem Evanghelie, la ce ne gândim de fapt? Sau e cu un termen așa generic, foarte uzat în creștinism, Evanghelie. Dar potrivit lui Marcu, la ce se referă Evanghelie? Începutul Evangheliei cui? Când spunem Evanghelie, și textul memorizat ne prezintă un cuvânt și anume Evanghelia lui Dumnezeu. Un cuvânt complex în care îl putem să-l descoperim pe Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, persoana Domnului Iisus Hristos, încă de la începuturile, așa, sale, da, până lucrarea Domnului Iisus Hristos, până la final. Deci cuvântul Evangheliei e un cuvânt complex care are în vedere atât începuturile lucrării Domnului Iisus Hristos, planul pe care l-a, exact, avut cu privire la noi oamenii și ducerea acestui plan la bun sfârșit, acest plan al mântuirii. Interesant formularea, are început Evanghelia dacă Dumnezeu este fără început? Înseamnă că e ceva aici, e un plan, e ceva care are un moment istoric, un moment arătat în profeții Vechiului Testament, că de la data respectivă urma să vină, ne puteți spune ceva la acest început? Când, cum, foarte... Da, găsim în studiu, este în partea de final, prezentată o schemă, probabil dacă, da, cei interesați gândim, pot, da, căuta pe internet schema aceasta, se referă la cele 70 de săptămâni care au de-a face cu momentul în care Domnul Hristos începe lucrarea publică, care are de face, și o să vedem în Evanghelia după Marcu, momentul botezului Domnului Hristos. Este ungerea. El este, Mesia înseamnă cel uns.
dar uns pentru o misiune specială, dedicat pentru o misiune specială de răscumpărare exact. A noastră omenire. Domnul Hristos spune și Apostolul Pavel, cred că în Galateni, a venit sau la sosirea vremii. Și expresia sosirea vremii are de-a face cu profeția pe care o găsim în Cartea Daniel. Nu a venit nici mai devreme, nici mai târziu, ci atunci când trebuia. Deci când era nevoie de el. Și despre asta este vorba și cumva surprinde și Evanghelia după observați că Marcus. Chiar Domnul Hristos spune, se identifică cu problema aceasta, spune că s-a împlinit vremea. El însuși marchează, s-a împlinit vremea. Și apare în versetul de memorată că după ce a fost închis Ioan, semnează că lucrarea lui publică a început la un anumit moment precis. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit și a început predicarea Evangheliei. Tot în prima parte din acest studiu avem de-a face puțin cu autorul acestei Evanghelii, și anume Marcu sau Ioan Marcu. Câteva aspecte legate de familia lui, despre preocupările lui spirituale, ce ne puteți spune? Pentru că apar în Evanghelie, în celelalte cărți ale Scripturii, de exemplu Faptele Apostolilor, apar câteva indicii legate de Marcu. Cine este el? Ce ne puteți spune aici? Unde a crescut? În ce atmosferă își desfășura el tinerețea, să zic așa? Și dacă are aceasta vreun impact asupra unui tânăr? Marcu e un tânăr în care în casa lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, spun istoricii, ucenicii se întâlneau, se rugau, cântau. El... Mama lui, spune că o chema Maria, a crescut sub influența aceasta a adunărilor, a întâlnirilor cu ucenici și cu cei care credeau în cuvântul lui Dumnezeu. Ei, chestia aceasta pe el l-a marcat foarte mult și, așa cum spuneam și dumneavoastră, e foarte important domeniul sau modul în care te crești. Influența celor care îi ai împrejur, asta influențează fără să-ți dai seama, pe final, mai încolo, influențează foarte mult modul tău de viață și de a fi. Găsim aici o lecție practică pentru noi ca părinți care avem copii, de exemplu, e important să vadă ceva în casa noastră? Își va spune cuvântul mai târziu? De ca părinți, după cum a fost și mama lui, a fost un mentor pentru... Dar asta nu garantează că viitorul meu va fi unul după model. Dar e important ce noi ca părinți trebuie să semănăm și să educăm copiii în așa fel încât ei să meargă corect sau drept pe drumul care l-au de parcurs. Și asta este o lecție importantă pentru noi și ca biserică și ca... Interesant totuși în Faptele Apostolilor, capitolul 13, Luca mai surprinde un aspect legat de Ioan Marcu. Și anume că de bună voie el s-a oferit ca să însoțească pe Pavel, pe Sila în lucrarea de predicare a Evangheliei. Cum vedeți aspectul acesta? Când un tânăr vreau și eu să merg, vreau și eu să ajut. Cum vedeți aspectul acesta? A fost oprit, a fost primit? E de dorit lucrul acesta? Poftiți. Evident, întotdeauna atunci când de la o vârstă fragedă copiii tineri au manifestat interes pentru cele spirituale, a fost de bine. Ați întrebat ce știm despre Ioan Marcu, autorul acestei, da. Acestei evanghelii. A fost bine educat și a contat foarte mult. S-a oferit să meargă în lucrare, o lucrare care la vremea respectivă se făcea în condiții extrem de vitrege. Era prima călătorie misionară dintre cele trei pe care Pavel le-a făcut și care a fost deloc ușoare. Și se spune că el a spus, vreau să merg. Și este consemnat lucrul acesta. Dar mai apare fără aproape niciun detaliu că la un moment dat, cred că ei mergând în Pamfilia, Ioan Marcu spune că i-a lăsat și el s-a întors la Ierusalim. La Ierusalim erau frații lui, nu erau aceleași provocări, nu erau aceeași împotrivire din partea celor necredincioși, nu erau toate acele lucruri care aveau de-a face cu provocările lucrării misionare. Și vedem că aici este un episod de, să spunem, de slăbiciune, n-aș numi altfel, nu l-aș condamna, pentru că poate am avut și avem în viața noastră astfel de momente, când totuși el se descurajează, cel mai probabil, și, folosim o expresie, dă bir cu fugiții, se întoarce. Vom vedea însă că mai târziu momentul acesta
este tratat într-un fel de Pavel, dar într-un alt fel de cineva care spune merită să fie alături de cel care greșește, dar vrea să se întoarcă. Nu vreau să mai adaug. E un subtitlu aici care spune misionarul care ratează, dar eu aș completa și aș merge mai departe și aș spune care nu renunță. Da, una e să ratezi și alta este să te descurajezi de tot și să renunți. Ei, Ioan Marcul e genul de om care ratează, cum de multe ori și noi în viață exact. Putem să ratăm multe lucruri și multe ținte pe care ni le alegem, important este să nu renunțăm la ele. Spune studiul nostru și anume că, fiind tânăr, greutățile pe care le-a întâmpinat în misiune, să știți că misiunea la data aceea nu era chiar atât de simplă, era confruntat cu tot felul de lucruri, da, care el, fiind un tânăr neexperimentat, și-a pus amprenta asupra lui. Important este că el nu a renunțat, ci a mers mai departe și vom vedea ce înseamnă să nu renunți. Adică contează foarte mult ca cineva să-ți ofere o șansă de a merge mai departe. Așa este. Dacă mai e vreun gând la subîmpărțirea aceasta, și anume misionarul care ratează, adică un om doritor să facă ce este bine, totuși când dă de greu, da. Ce se poate face mai departe? Asta înseamnă că atunci când iei o decizie să faci ceva, trebuie să fii convins. Trebuie să vezi în viitor și problemele, dificultățile care apar. Nu trebuie să mergi doar așa în hazard. Dom'le, mă duc, trebuie să iei în calcul și anumite pericole care vin. Și asta trebuie să fii un om puternic. De la început trebuie să analizezi anumite, eu știu, primește situații. Primește un asemenea om, un asemenea tânăr care când dă de greu se întoarce, îl primește sau îl zice, băi, cu așa ceva nu m-am. Pentru că vom vedea mai departe că va fi de mare folos Ioan Marcu. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem că, într-adevăr, chiar dacă, cum se sublinea, cineva ratează o țintă sau eșuează într-o situație sau renunță la un moment dat, el nu este de lepădat, el nu este de ignorat. Și, din contra, e totuși cineva care vede ceva bun în el. Și avem, tot în Faptele Apostolilor, capitolul 15 de data aceasta, o întâlnire sau o discuție între cei doi titani care erau promotorii călătoriei misionare, Pavel și Barnaba. Și între ei apare o discuție. Și se pare că discuția a fost atât de aprinsă cu privire la Marcu, dacă să-l ia mai departe sau să nu-l ia. Și vedem că cei doi, Barnaba și Pavel, după un schimb de discuții, la un moment dat spune că Barnaba a zis, eu totuși nu renunț la Marcu, vreau ca să-l reabilitez, să-i ofer de nou o șansă. Cum privim aspectul acesta? Când doi titani au vederi diferite asupra unui tânăr care, la un moment dat, a renunțat. Doi titani, oameni, cum vedem această... Pentru că și Dumnezeu consemnează, Luca consemnează treaba aceasta ca o învățătură și pentru noi, ca o lecție practică pentru noi. Că și oamenii mari ai Evangheliei pot avea păreri diferite cu privire la o persoană și totuși de acolo se naște ceva bun. Asta e ideea. Noi ca și oameni, prin structura noastră, Dumnezeu ne-a creat fiind fiecare suntem diferiți. Pavel și Barnaba, fiind doi titani ai credinței, ei vedeau misiunea fiecare prin alți ochi. Bineînțeles, o vedeau prin alți ochi, dar o vedeau prin ochi buni. Corect. Nu putem să negăm lucrul acesta. Pavel avea o fire mai autoritară, da? Punea preț și accent pe a fi sigur pe un misionar când te apuci de o treabă. Barnaba, având o fire mai împăciuitoare, având o fire mai miloasă, observă, având această caracteristică, în Ioan Marcu un potențial. Exact. Și lucrul acesta, vedeți, e foarte bine. Din cauza aceasta Dumnezeu a pus în biserica asta diferite daruri și diferite caracteristici și diferiți oameni. Pentru că fiecare putem să ne completăm unul pe altul acolo unde unul nu vede o rezolvare, celălalt vede rezolvarea. Și lucrul acesta este foarte bun. Ar fi fost o pierdere pentru noi dacă nu era un Barnaba care să vadă, măi, tânărul să totuși, ca dacă are înțeleg, dar are totuși ceva și merită să-i dai. Ar fi fost o pierdere sau nu? Cred că era o pierdere mare, cel puțin pentru Barnaba. E foarte important ca să observi pe cineva care, în urma unei descurajări, exact, el poate pe moment abandonează sau dă înapoi, dar să observi în el că există ceva totuși care poate fi scos din el
și folosit. Asta a făcut Barnaba și a văzut în Marcu o capacitate care avea nevoie de el mai târziu. Și vom vedea că și Pavel apreciază lucrul acesta la Marcu mai târziu. Era ceva în Marcu care făcea ca el să fie util sau folositor la un moment dat. Sunteți lideri ai bisericii, da? Poate pastor, presbiter, diacon. Ce putem învăța practic din episodul acesta ca lideri? E necesar să vedem doar matematic, mi-era Pavel așa, sau e necesar uneori să îmbinăm cele două și să vedem și puncte diferite și oameni care uite, chiar dacă îl vezi așa, dar totuși mai băiatul ăsta promite, uite, să vezi undeva mai mult decât ce se vede pe afară. E necesar să avem și această calitate ca lideri. Cred că Barnaba în situația aceasta a reflectat mai mult caracterul lui Dumnezeu decât Pavel. Pentru că omenirea în sine a fost într-o situație cel puțin asemănătoare, dacă nu mai complicată decât a lui Barnaba. Oameni care s-au întors. S-au întors de la Dumnezeu, s-au întors de la... Interesant este că Domnul Hristos spune și vedem ideea aceasta în Scriptură, chiar dacă nu sub cuvint în concret specificată, când se uita la un om, nu-l vedea doar cum este acum, ci-l vedea ce putea să devină prin harul lui Dumnezeu. Cred că lucrul acesta l-a avut și Barnaba, fiind stăpânit și condus de Duhul lui Dumnezeu. Ce putem învăța? Atât noi, cât și cei din jurul nostru, mai devreme sau mai târziu e posibil să avem, pentru că viața nu e o linie dreaptă, să avem momente de cădere sau de descurajare. Poate atunci este momentul cel mai potrivit în care să punem o mână pe umăr, să înălțăm o rugăciune, să spunem, e greu, ne ridicăm împreună și mergem mai departe. Nu-i spui, ridică-te și pleacă. Fac o mică paranteză și apoi închei intervenția mea să nu fie lungă. Se descurajează Ilie, un lider în vremuri de criză, pe timpul Iahab, 3 ani și jumătate, nu plouă, merge la Ahab, merge pe muntele Carmel, e o biruință, și fuge la amenințarea Izabele. După ce stă de vorbă cu el Dumnezeu, acolo la Horeb, la muntele lui, spune, mai am alți 7.000 și ai spus, spune, întoarce-te, dar ți-l voi da și pe Elisei și pe Hazael. Îi spune, nu te las singur. Sunt momente în viață, de asta a trimis doi câte doi, când ai nevoie de cineva lângă tine care să spună, sunt cu tine. Mergem împreună, nu te, du-te. Sunt cu tine, te însoțesc, mergem mai departe. Sunt totuși indicii în studiul nostru de față că și Pavel, în cele din urmă, sunt câteva indicii din epistole pe care el le scrie, că totuși și-a schimbat opinia față de Marcu. Și aceasta este o încurajare. Ați putea da câteva indicii care arată că Pavel și el, pe parcursul timpului, și-a schimbat și chiar a avut o impresie sau o părere foarte bună despre Marcu. Câteva dovezi pe care le redă în Evanghelie. Să subliniem și aspectul acesta. Poftiți. Una dintre lucrurile pe care dumneavoastră îmi place la Marcu e că atunci când i s-a oferit a doua șansă, a profitat din ea din plin. Nu știu ce s-a întâmplat dacă din nou ieșua, dar e important că el și-a învățat lecția. Da. Greșeala în viață e și ea bună cu un scop și anume, înveți din ea. Dacă întotdeauna încerci să înveți din ea, poți să faci lucruri frumoase pe mai departe. Și lucrul acesta l-a făcut Ioan Marcu. La întrebarea pe care a spus dumneavoastră cu privire la Pavel, îl amintește în Evanghelia după... îl roagă pe Timotei, da? Să-l aducă cu el pe Marcu. E un lucru interesant lucrul acesta pentru că îi spune pe nume. Da? Asta înseamnă că Evanghelia nu ne spune toate detaliile, dar înseamnă că Pavel află despre el și îl vede ca un om deosebit, un om schimbat. Da? Și lucrul acesta, și Petru îl menționează pe Ioan Marcu, da? Avem exemple de titan ai credinței pe care îl menționează pe băiatul acesta ca fiind un om deosebit, un om schimbat. Lucrul acesta ne bucură pentru că a profitat din plin de a doua șansă. Și apropo la întrebarea dumneavoastră ca și lideri, întotdeauna eu, unul, cred în a oferi omului o a doua șansă. Niciodată omul nu trebuie judecat după prima impresie. Pentru că așa cum Dumnezeu ne-a oferit fiecăruia atât de multe șanse, și noi la rândul nostru se merită să oferim șanse oamenilor. Se pare în cele din urmă, cum spune Evanghelia, că a fost un mare beneficiu, că de acolo s-a format două echipe misionare și de acolo lucrurile au luat o amploare pozitivă, foarte bună. Asta înseamnă când dai încredere unui om. Chiar dacă el n-are capacități mari, dar ele când sunt folosite bine și corect, omul acela are potențial de creștere. Și asta s-a întâmplat cu Marc.
Interesant, cum spune studiul mai departe, cum Ioan Marcu acum își începe Evanghelia lui și vorbește, da, am văzut câteva cuvinte despre el, despre autor, dar cum își începe el scrierea lui cu privire la persoana Domnului Hristos, până începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris. Ce era scris în profeți cu privire la persoana Domnului Hristos? Și Marcu menționează aici câteva dovezi din Vechiul Testament cu privire la persoana Domnului Hristos și cine era acela rânduit care să-l facă cunoscut în adevărata lui valoare, în adevărata lui frumusețe și lucrare. Despre cine vorbește el? Chiar în primele versete din Evanghelia asta și foarte frumos menționează. 2 spune, după cum este scris în prorocul Isaia și citează din Vechiul Testament, iată, trimit înaintea ta pe numit solul meu, care îți va pregăti calea, un cuvânt cu important, calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Încheie citatul. Așa. El mai departe spune, uite, sau uitați, cine este solul și cum a pregătit calea. Și după ce încheie citatul, spune, a venit Ioan. Adică Ioan e solul și glasul, cel care pregătește calea cui? Domnului Hristos. De ce era important să se menționeze aspectul acesta? Pentru că Ioan, ca sol, vorbește despre un alt sol. Foarte interesant. Ioan nu vorbește despre sine, ci vorbește la un moment dat despre cineva care îi spune, eu nu sunt vrednic nici măcar să-i... Desleg. De ce e important aspectul acesta? Despre cine vorbește solul? Să menționăm și aspectul acesta, pentru că Ioan... Poftiți dacă vrea să continuați. În Evanghelia după Ioan începe și spune că a venit Ioan, nu el era lumina, ci a venit să mărturisească despre lumină. Iar cea mai frumoasă declarație, și nu era doar o declarație de o afirmație, ci era o convingere a lui Ioan Botezătorul, este Ioan 3:30, trebuie ca el să crească, iar el să mișoreze. Solul nu merge să vorbească despre sine. Exact. El este trimisul cuiva, trebuie să meargă la cineva și să transmită din partea celui care l-a trimis un mesaj. Ce vrea să spun aici este că noi ar trebui să fim preocupați nu de noi, de imaginea noastră, de strălucirea noastră, de binele nostru, ci noi să fim preocupați de misiunea care ne-a fost încredințată și să îndreptăm reflectorul către cel care merită, care este Iisus Hristos. Noi însă de-a lungul timpului încercăm să-i răpim, să-i furăm din strălucire, să o îndreptăm către noi. Este în natura noastră, dar o lecție practică este să lăsăm pe cel care merită să primească lauda, să o primească. Așa este. Când vorbește de drum sau cale, că v-a pregătit drumul, pregătit calea, are mai multe sensuri. Ați putea aminti ceva legat de ce drum a pregătit Ioan și la ce cale face referință aici? Spune că Iisus se afla pe drum sau mergea spre drum și El este cale, este drum. Adică sunt câteva sensuri care ne îmbogățesc din punct de vedere al lucrării și al misiunii Domnului Hristos. Ce drum îl aștepta pe Domnul Hristos? El însuși fiind calea aceea rânduită de profeți. Către ce se îndreaptă solul și către ce atrage el atenția? Îi face referire în mod special la drumul acesta care avea să meargă către cruce. Așa. Și spune că Domnul Hristos n-a dat înapoi, nici n-a mers așa cu... Chiar spune că era prins și el de o... Ca și parte umană, era prins și el așa în vâltoarea aceasta sau în temerea aceasta, dar spune că n-a dat înapoi și Domnul Hristos a dus la bun sfârșit misiunea aceasta să meargă la moarte și după aia, prin învierea lui, avea să aducă speranță în multe suflete. Foarte frumos. Referitor la expresia aceasta, solul, aș mai adăuga un lucru și anume, un sol întotdeauna nu va spune nimic de la el, ci el va prezenta ceea ce l-a pus stăpânul să reprezinte. El reprezintă prin purtarea lui și prin abordarea lui pe stăpân. Ceea ce îmi place la Ioan, întotdeauna el a stat în umbra Domnului Iisus Hristos. Niciodată Ioan nu a ieșit în evidență. Întotdeauna făcea referire la drum, așa cum s-a amintit, la misiunea pe care o avea de îndeplinit Domnul Iisus Hristos, la mesajul Domnului Iisus Hristos, acela de ca oamenii au nevoie de pocăință și chemarea la mântuire
Și astăzi, așa și după cum s-am amintit, întotdeauna noi avem această chemare de sol a lui Dumnezeu, de a chema oamenii la Evanghelie și a le îndrepta oamenilor privirea către acela care poate să le rezolve problemele, necazurile și a le oferi, poate să le ofere mântuire. Așa este. Observăm că Ioan pregătește publicul pe poporul evreu, atrăgând atenția că urmează să vină adevăratul Mesia. Și vine într-o zi momentul, spune evanghelistul Marcu, că Domnul Hristos a venit la Ioan ca să fie botezat. Interesant, nu? Și Ioan se poate spune că a făcut lucrul acesta. Ce se întâmplă la botezul Domnului Hristos? Și Marcu subliniază ceva extraordinar. Ce se întâmplă la botezul Domnului Hristos? Ce ne puteți sublinia legat de evenimentul acesta? Ce se întâmplă acolo pe malul Iordanului când are loc acest eveniment unic în viața Domnului Hristos? Se întâmplă ceva. Că nu se întâmplă la orice botez. Doar la botezul lui Hristos. Sunt momente în care e nevoie de o mărturie din exterior care să autorizeze lucrarea Domnului Hristos. Și momentul foarte important este acesta, mai spune aceleași cuvinte Tatăl pe muntele schimbării la față. Auzim glasul Tatălui, Duhul Sfânt care se manifestă sub formă de porumbel și îl găsim pe Domnul Hristos care atunci când iese din apă, da, se vede porumbelul și se aude glasul Tatălui. Iar declarația este foarte importantă. Spune, Tu ești Fiul meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Este momentul în care public, pentru toți cei prezenți, Tatăl declară că Iisus Hristos este cel trimis de El și care are autoritate din partea Lui pentru misiunea pe care o îndeplinește. Nu este doar un om care a venit să se boteze, un om înțelept, un mare învățător sau altceva și lucruri pe care ceilalți urmau să le descopere în detaliu, ci El este Fiul lui Dumnezeu. Această declarație este extrem de importantă, dar interesant că după momentul acesta în care Duhul Sfânt se manifestă sub forma prezenței unui porumbel, spune că Duhul l-a luat și l-a dus în pustie. Aici fac o paranteză și închei intervenția mea. Unii înțeleg că Duhul l-a dus să fie ispitit, ca și cum l-a împins spre ispită. Niciodată Dumnezeu nu poate fi ispitit și nu ispitește pe nimeni. Exact. Spune că a fost dus în pustie unde a fost ispitit. Ialcea. Dar avea nevoie de, după confirmarea din partea Tatălui, de acea consacrare și spunea, vreau toată perioada aceasta să slujesc, să merg până la capăt și să-mi îndeplinesc misiunea. Legat de botezul Domnului Hristos, vreau să mai zăbovim puțin aici. Când a avut loc, dacă venea la un moment prezentat de profeți, pentru că e foarte important aspectul acesta, și de ce a fost necesar ca el, pentru că Ioan spune boteza sau făcea botezul acesta al pocăinței, mărturisirea spre iertarea păcatelor. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, de ce a avut nevoie să fie botezat? Deci ca timp și ca eveniment. Ce ne puteți spune aici? Ca timp. A fost așa la întâmplare sau a venit când a avut loc botezul Domnului Hristos? Și un moment reperat foarte clar în profeție. Pe care însuși Mântuitorul, vom vedea mai târziu, el însuși îl marchează. Ce ne puteți spune aici? Este legat de, sau întrebarea de noastră este legată de acea schiță profetică cu cele 70 de săptămâni. Și găsim că la ele, pe cele 70 de săptămâni încep la 457, când regele Artaxerxe dă poruncă pentru rezidirea Ierusalimului. Avem momentul acesta de început. Perioada aceasta se încheie în anul 34 la 3 ani și jumătate după moartea Domnului Hristos, când se închide harul pentru evrei. Ștefan este primul martir, este omorât cu pietre. Dar în anul 27 am spune că perioada este împărțită de cea de 62, 6 și 1. În anul 27, când apare expresia unsul, este momentul în care 27, repet, când Domnul Hristos este uns prin botez. Botezul este echivalent cu ceea ce spune profeția, cu momentul ungerii, care însemna dedicarea pentru misiune. Deci, botezul Domnului Hristos are, în primul rând, de ce s-a botezat Iisus? Pentru că, în primul rând, împlinea profeția. Așa. Este primul răspuns profetic clar
și este în axa aceasta profetică. Dar în al doilea rând, Domnul Hristos, e clar că nu avea nevoie de botez pentru iertarea păcatelor, pentru că el era fără păcat. Așa. Dar dacă Domnul Hristos, el spune, de multe ori spunea, se cuvine să facă lucrul acesta, pentru că el voia să ne lase o pildă și voia să lase o pildă pentru alții. Este interesant. Mai este o idee, dar aceasta doar o amintesc ca nuanță. Domnul Hristos, când s-a botezat, pentru că el este cel care a murit în locul nostru, când noi ne botezăm, ne identificăm cu el în moartea lui, în învierea lui, Domnul Hristos este cel care, chiar dacă oamenii, cum a fost tâlharul de pe cruce, nu va avea ocazia să se boteze, cine crede în el, va avea șansa la mântuire, chiar dacă n-a avut parte de actul în sine al botezului. Orice misiune în Vechiul Testament era marcată de hirotonire sau de consacrare, sau de ungere. Regilor și a preoților, era exact elementul ungerii, adică al dedicării. Ca Mesia, ce lucrare urma să facă el, contrar așteptărilor vremii privire la Mesia? Și prin ungerea lui, prin această dedicare divină, prin această recunoaștere divină, se amintea legat de misiunea lui. Care a fost misiunea adevăratului Mesia? Pentru că el vinea ca o împlinire a profeției. Și trebuia să recunoască, băi, Mesia ăsta este diferit de ce așteptăm noi popular cu Mesia de stat trecător, care zic, ce un Mesia, care are o altă misiune. Care era acea misiune pe care el și-a înțeles-o la momentul botezului, la momentul confirmării din partea Tatălui. Acesta este. Misiunea sa era aceea că drumul lui, odată început, avea să se sfârșească la cruce. Pentru sine? Nu, nu era pentru sine, ci era pentru neamul omenesc. Asta este foarte important. Exact. Însă împărțirea aceasta, aș vrea să mai completez, apare un lucru esențial în cartea lui Marcu, și anume că Mesia avea atât problema aceasta divină. Exact, era de natură divină. Exact, era de natură divină, cât da. Și uman. Exact, sunt bine. Și că observăm un lucru foarte frumos cum prezintă Ioan Marcu, cum Domnul Iisus Hristos spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, cum chipul de porumbel este așa, deasupra lui, în partea divină, dar în același timp găsim și atribuțiile acestea umane, când Domnul Iisus Hristos este ispitit, îi este foame, îi este somn. Adică lucrul acesta ne face să înțelegem mai mult că Domnul Iisus Hristos a trecut și a simțit ceea ce simte un om. Și lucrul acesta ne încurajează pe noi ca și oameni, când cineva a trecut înaintea noastră prin lucrurile acestea și a putut să meargă înainte, e foarte important că el te înțelege și pe tine atunci când treci printr-o problemă și printr-un necaz. Sigur că da. După evenimentul botezului, observați că când Domnul Iisus își începe lucrarea publică, începe cu următoarele cuvinte. S-a împlinit vremea. Și care este chemarea acum pe care el o oferă tuturor oamenilor și pe care Marcu menționează de Evanghelia sa? Care este chemarea pe care el o adresează tuturor oamenilor? Oamenii să accepte prin credință, să accepte împărăția lui Dumnezeu, adică acea transformare care o face Duhul lui Dumnezeu în viața fiecare dintre noi. Nu este ușor lucrul acesta. A face parte din împărăția lui Dumnezeu înseamnă că trebuie să fim niște oameni noi, schimbați, în care firea trebuie să fie una anichilată, adică moartă, pentru că împărăția lui Dumnezeu are nevoie de oameni vii. Oameni care să proclame, eu știu, venirea Mântuitorului. Și noi trebuie să fim acei oameni care să fim pentru Hristos în misiunea aceasta, oameni care să vestească mai departe. Poftiți, dacă mai... Mai îmi place un lucru, și anume, s-a împlinit vremea la un moment anume, la un timp anume, și tot ceea ce a spus profeții de-a lungul timpului, toate s-au împlinit ad litera. Ce îmi spune mie lucrul acesta? Îmi spune că Biblia e o carte care ceea ce spune așa este, și mi oferă o siguranță că toate profețiile care urmează să se întâmple, o să se întâmple. Lucrul acesta ne dă mai mare speranță de a crede în Cuvântul lui Dumnezeu și în Evanghelie. Mulțumesc! Dacă legat de Evanghelia după Iisus, Evanghelia după Marcu, sunt mai multe Evanghelie sau Marcu ne prezintă, de fapt, adevărata Evanghelie care este, de fapt, Hristos? Cum vedeți aspectul acesta? Este o altă Evanghelie. Evanghelia Iisus, el însuși este Evanghelia întrupată. Exact. Domnul Hristos spune,
a sosit vremea și, citez, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. El spune, prezența mea, când este acuzat, spre exemplu, că scoate demon cu ajutorul lui Belzebul, le spune, e absurd ce spuneți voi, dar dacă eu scot demonii cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, ceea ce și făcea, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Spune în 1 Ioan că toată lumea zace în cel rău. Domnul Hristos a venit însă în lumea aceasta să-și inaugureze împărăția lui. Asta era misiunea lui. Ce să facem noi? Mesajul de atunci este și pentru noi astăzi. Două lucruri. Să ne pocăim. Și doi, să credem în Evanghelie. Iar a crede în Evanghelie nu înseamnă să spunem, da, așa este. Are dreptate. No. Ce a crede în Evanghelie înseamnă să recunoaștem că suntem păcătoși, că Domnul Hristos a murit pentru ca noi să fim iertați, trei, că El vrea să ne schimbe viețile, patru, că El este Domnul vieților noastre, cinci, că El ne pregătește un loc și noi trebuie să, în timp ce ne pregătește un loc, să-i permitem Lui să ne pregătească pe noi pentru locul respectiv. A crede în Iisus înseamnă a-L accepta, a-L urma și, cum spune, cine vrea să fie ucenicul meu, să vină după mine, să calce pe, sau să calce pe urmele mele. Asta înseamnă, și asta este chemarea Domnului Hristos, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Este actuală și astăzi această invitație pentru toți cei care ne urmăresc? Și anume, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Mai aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce alte gânduri de final am putea sublinia, cu care să rămânem și care cei care ne urmăresc să poată fi încurajați? Câteva gânduri practice din studiul acesta, pe care Marcu, așa, în mod generos, ne le-a prezentat ca la început. Datorită morții Domnului Iisus Hristos, neamul omenesc în întregime am primit cu toții o a doua șansă. Fiecare dintre noi, chiar și noi, chiar și cei care ne urmăresc, Domnul Iisus Hristos ne-a oferit o a doua șansă. Și la fel ca Ioan Marcu, fiecare să ne gândim bine, atunci când cineva îți oferă a doua șansă, întotdeauna să nu dezamăgim, ci să putem să acceptăm această a doua șansă și în același timp să dăm dovadă că suntem copiii lui Dumnezeu, respectându-L și împlinind cuvintele Evangheliei și ceea ce spune Dumnezeu pentru noi. De aceea îndemn pe fiecare ca să prețuim mai bine clipele pe care le trăim astăzi și să putem să punem mai mult preț și accent pe ceea ce spune Dumnezeu. Mulțumesc! Marcu devine vulnerabil în timp ce apreciază și pune într-o lumină aparte faptul că Domnul Hristos a mers pe cale până la capăt, cu alte cuvinte spune, eu n-am făcut-o, eu am renunțat. Și admiră mai mult faptul că Domnul Hristos a mers până la capăt și datorită lui spune, acum am și o șansă, vă spun sincer că datorită bunătății lui am a doua șansă și dacă tu care mă asculți sau citești, ești în acea situație, e o șansă și pentru tine. Primește-o și la rândul tău dă-o altuia. Așa este. Dragi prieteni, am ajuns la finalul acestui studiu și aș vrea să închei cu următoarele cuvinte pe care Apostolul Pavel le spune la un moment dat, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Vă doresc și dumneavoastră lucrul acesta, și anume să credem în Evanghelie care se fac persoana Domnului Hristos, vestea cea bună a salvării din păcat, și aceasta să o facem cât mai avem suflare în corpurile noastre și va fi spre zidirea noastră și pe mântuirea noastră veșnică. Dumnezeu să vă binecuvânteze și până data viitoare, numai bine!